Bună, Elena sunt și astăzi vom croșeta frunzele și bobocii acestei orhidei. Deci vom folosi această nuanță și așa o nuanță. Deci aceea mi s-a terminat, am finisat-o și am cumpărat altă nuanță, da? Așa. Și verde pentru frunzi. Aceasta o vom folosi la bobocei, aceea pentru frunze. Așa, deci să începem. Vom face un cerc magic. Așa. Ridicăm două ochiuri de lanț. Unu, doi. Și în acest cerc vom face 12 piciorușe duble. Așa, de aici dăm după croșeta. Scoatem firul. Facem o dată și încă o dată. Deci am făcut 1, 2, 3, 4. Deci până la 12. Continuăm. Așa, am făcut 12 piciorușe duble. Strângem cercul. Strângem bine. Așa, acum ne ducem cu un piciorușul alunecat. Aici. Așa. Gata. Deci acesta este începutul bobocelului, da? Care trebuie să înflorească. Așa. Acum, iarăși ridicăm două ochiuri de lanț. 1, 2 și începem în rândul următor. Așa, deci vom face un picioruș dublu, două în același loc, un picioruș dublu, două în același loc. Deci așa vom continua până vom ajunge la capăt. Trebuie să avem 18 piciorușe. Așa, de aici începem tot aici, facem un picioruș dublu, în următorul facem două. 1, 2. Și iarăși facem 1. În următorul vom face 2. 1 și 2. Așa, și pentru că vreau să schimb nuanța, ca să fie ca să semene ca un bobocel înflorit, care vrea să înflorească, așa, voi schimba nuanța, deci nu coșetez până la urmă, las aceste două ochiuri. Da? Și schimb nuanța verde. Așa. Iau nuanța verde. Și scot din aceste două. Strângem, pe urmă tăiem firele. Așa. Și continuăm mai departe, da? Până ajungem la finish. Deci facem un ochi. În următorul 2, 1, 2. Deci așa continuăm până la capăt. Așa, am ajuns aici la capăt. Acum facem cu piciorușul alunecat. Așa, am făcut cu piciorușul alunecat, deci se primește ca un bobocel care vrea să înflorească. Așa, ridicăm 3 ochiuri de, 2 ochiuri de lanț. Și vom continua în fiecare câte un picioruș scurt, picioruș dublu. Așa. Deci facem în fiecare 12, 18 piciorușe duble. 1, 2, 3. Deci continuăm până finisăm. Așa, am ajuns la finish. Am făcut cu un piciorul și alunecat. Acum ce facem mai departe? Ridicăm două ochiuri de lanț și vom face un picioruș dublu. În următorul mai facem un picioruș dublu. Și acum, da, cum facem? Deci nu facem aici piciorușul dublu, dar
între, băgăm croșeta aici și scoatem pe partea cealaltă. Vom scoate firul și vom face un fiuluș dublu. Așa, vedeți? Așa, și iarăși două fiulușe duble. 1. Doi. Și iarăși facem un ochi, așa cum l-am făcut pe acela, da? Introducem de aici, îl scoatem pe partea cealaltă. Și am făcut încă unul, da? Iarăși două ochiuri duble. Deci facem unul. Următorul, doi. Și iarăși mai facem așa. Deci așa vom continua până la capătul acestui rând. Așa, am finisat acest rând. Acum iarăși facem două ochiuri de lanț. Și iarăși vom continua așa. Deci unde vedem, facem ochiuri duble. Unde am făcut ca în rândul precedent, așa vom face, da? Deci iarăși facem un ochi și iarăși două. Deci exact ca la rândul trecut facem, da? Așa, deci vom continua până la capăt. Așa, și iarăși introducem pe aici croșeta. Scoatem și iarăși un picioruș dublu. Așa, deci vom face până la capăt, da? Așa, am ajuns la capăt, am făcut cu un picioruș alunecat. Acum iarăși ridicăm două ochiuri de lanț și vom scade, da? Deci, așa, facem un picioruș dublu, îl lăsăm pe croșetă. Iarăși, un picioruș dublu și acum prin toate trei. Așa, deci așa facem până la capătul acestui rând, da? Un picioruș, îl lăsăm, în următorul. Deci câte două? Două. Și iarăși prin toate trei. Așa. Deci vom continua până la finișul acestui rând. Doi și prin toate trei. Așa. Deci continuăm. Așa. Am ajuns la finiș. Am făcut cu un piciorul alunecat. Acum aici vom introduce un pic de vată. Așa, deci vom introduce vata ca să se ține forma. Așa. Și vom face piciorușe scurte. De două și îl scoatem, așa, 1, 2 nefinisate și pe toate 3, iarăși, 1, 2 și pe toate 3, iarăși, 1, 2, așa și am finisat. Deci, uitați-vă, așa un buton trebuie să se primească. Deci la mine ața este groasă, sigur s-a primit mai voluminos, da? Dacă ața e mai subțire, se primește mai micuț. Deci așa, uite un bobocel. Acum am să vă arăt un bobocel un pic mai micuț. Așa, vom face un picior salunicat. Așa, acum două ochiuri de lanț și vom face în acest cerc 12 piciorușe duble. Așa, deci 1, 2, 3, deci continuăm până la 12. Așa, am făcut 12 piciorușe scurte.
Duble, acum vom strânge cercul. Așa, am strâns cercul, să fie frumos. Așa. Acum facem cu piciorul alunecat aici. Așa. Ridicăm două ochiuri de lanț. Și în rândul următor facem iarăși 12 piciorușe scurte. Deci fiecare. 1, 2, 3, 4, deci până la capăt. Așa, am ajuns la capăt, am făcut 12 piciorușe scurte, duble. Acum facem cu piciorușul alunecat. Așa, am făcut cu piciorușul alunecat, deci. Așa, acum iarăși ridicăm două ochiuri de lanț și vom începe a scădea, da? Deci, facem unul și lăsăm pe croșetă în următorul, 2. Acum prin toate 3. Iarăși, 1, lăsăm pe croșetă, 2. Acum prin toate 3. Așa, deci așa. Continuăm până finisăm. 1, 2, deci continuăm. Așa, am ajuns la finish. Facem cu un picior ușor unicat. Așa, voi introduce vată. Ne ajutăm cu un foarfecă. Așa. Și acum îl vom finisa. Deci, uitați-vă așa, un bobocel mai micuț, da? Acesta este mai mare, acesta mai mic, deci dacă doriți, puteți să faceți aici tot roșu la primul rând și următoarele merg scurte, da? Deci improvizați cum vă vine ideea și dacă faceți cu fir mai subțire, se primesc mai mici, da? Deci eu am făcut cu fir mai gros pentru că pe acela l-am finisat și am luat să văd cum va fi cu acest fir, da? Așa, acum vom trece la frunze. Așa, la fire luăm nuanța verde mai închis. Deci nu am mai făcut, dar vă mai arăt odată. Așa, deci facem 41 de ochiuri de lanț. Așa. Facem 1, 2, 3, 4, deci până la 41, așa, acum facem 5 piciorușe scurte în fiecare, 1, 2, 3, 4, 5, apoi urmează 5 duble, 1, 2, 3, 4, 5, așa, acum urmează 20 triple, dăm de două ori de pe croșetă, scoatem firul, tragem o dată și încă o dată, așa, deci facem 20 triple, 2,
3 până la 20. Așa, am făcut 20 de piciorușe triple. Acum facem 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, acum 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Acum ne întoarcem pe partea cealaltă și vom face simetrie. Cum am făcut până aici, așa vom face și partea cealaltă. Deci ne întoarcem înapoi aici, în ultimul loc. Facem primul. Deci facem exact cum am făcut până aici. Deci continuăm până finisăm. Așa, am ajuns aici la finish. Acum facem cu un piciorul alunecat. Așa, și vom începe următorul rând. Așa, facem un ochi de lanț. Facem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, apoi urmează 30 piciorușe duble. Deci vom face 30 piciorușe duble. 1, 2, deci continuăm. Așa, am făcut 30 piciorușe duble. Acum facem 5 piciorușe scurte. Așa, 1, 2, 3, 4 și 5. Așa, acum ridicăm 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Facem 2 piciorușe scurte. 1, 2. Și ne întoarcem pe partea aceasta și facem simetrie, cum am făcut până aici. Deci facem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Păi urmează 30 piciorușe duble. Deci cum am făcut până aici, așa facem și partea aceasta altă. Deci continuăm. Așa, am ajuns aici la finish. Acum fac un picioruș alunecat. Așa. Acum trebuie să introducem firul metalic. Așa. Introducem firul metalic. Facem un ochi de lanț și începem cu piciorușe scurte. Deci vom face piciorușe scurte de jur împrejur până vom finisa petala. Așa. Deci continuăm cu piciorușe scurte de jur împrejur. Așa, am ajuns la finish. Facem cu un piciorușul alunecat, scoatem firul și vom înăda. Deci așa o frunză mare și frumoasă trebuie să se primească. Așa. Deci sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu și voi reveni cu alte noi tutoriale. Vă zic o zi bună, v-am pupăcit și pa, pa!